primăria a sesizat faptul că vineri 15 martie și până luni 18 martie temperatura agentului termic furnizat populației a fost cu aproape 25 de grade Celsius, mai scăzută față de necesar, ceea ce a condus la oprirea apei calde și a căldurii la peste 100 de blocuri din 5 cartiere gălățene. Potrivit electrocentrale, situația ar fi fost determinată de faptul că Romgaz S.A. i-ar fi restricționat livrările de gaze naturale din cauza neachitării în totalitate a datoriilor. Romgaz S.A. a confirmat că a restricționat o parte din livrările de gaze naturale către SECE Electrocentrale S.A., dar a specificat că respectiva restricție a vizat exclusiv debitul de gaze necesar pentru energia electrică, fără să afecteze în vreun fel debitul de gaze naturale pentru producerea de energie termică pentru consumatorii casnici. La temperaturi noaptea sub 0 grade, am avut și vineri noapte temperatură sub 0 grade, sâmbătă furnizorul de agent termic, în speță electrocentralele, și-a permis să oprească căldura pentru o mare parte din oraș, furnizând apa termului, un agent termic primar, la o temperatură insuficientă. Agentul termic, în loc să ajungă agentul termic primar, în loc de o temperatură de 85-90 de grade, a avut în zilele de între 15 și 18, tot între 63-67 de grade, lucru care făcea ca agentul termic în casele oamenilor, pe la calorifere, să fie undeva în jur de 37-40-33. Primarul Marius Stan susține că va face plângere penală pentru abuz în serviciu împotriva directorului CET Petre Tudor. De asemenea, edilul a sesizat Ministerul Energiei cerând o anchetă precum și schimbarea din funcție a conducerii electrocentrale. În replică, directorul electrocentrale Petre Tudor susține că primăria a fost sesizată anterior prin scrisori oficiale de această problemă și că la bază stau datoriile populației către APATERM. În plus, Petre Tudor susține că este de acord cu anchetă, dar că vinovații pentru această situație sunt greu de identificat.